Bună ziua, Sebi, și astăzi m-am gândit să fac un tutorial despre Minecraft, cum să faci un tun de artificii și cum să faci artificii pentru tunde, bineînțeles. Acesta sunt eu după Minecraft. Un troll face. Bun. Să începem să facem. Bun. În prima parte, ne trebuie, dacă aveți creative, dacă nu, vă căutați voi pe acolo pe Survivor, n-am chiar să mai spun. În prima parte, ne luăm mult gunpowder. Cam ajunge. Stai să vină și ăsta. Ne luăm o culoare. Mai multe culoare, mai multe din astea, stacuri, sau cum dracu se spune astea, nu știu, asta. Ne luăm diamond. Ne luăm glowstone. Și pană, câteva pene. Câteva din astea, beculețe. Și aici ne luăm mult paper, adică foaie, ne luăm foarte multă foaie. Cum ajunge? Și fire cage. Ne luăm ne ajunge 64 de bucăți. Bun, în primul și în primul rând, astăzi să vă arăt cum să vă faceți artificii. Bun. Artificiile se fac foarte ușor. Sunt foarte multe modele de artificii, eu voi arăta doar câteva. Eu știu mai multe, dar voi arăta câteva doar. Punem gunpowder oriunde vreți. Nu contează unde puneți gunpowder. Bun. Deci, în primul stack veți pune fire cage. Deci veți pune fire cage-ul așa, oriunde vreți. Și veți pune culoarea. Deci cu fire cage-ul vă faceți artificie mare, adică large ball, cum s-ar spune aici, vedeți. Bun. Dați așa și puteți să aici fire de fire de bun, fie cât de sus să cât de sus zboară. Bun. Deci puneți una zboară încet. Puneți mai multe, zboară mai sus. Deci eu să pun cam așa. Deci prima și prima dată vă arat cum zboară cu una așa. Da? Punem una și să punem una. Bun. Prima dată, bun, și o foaie. Bun. Așa. Și azi mă un pic să scriu. Time set 15000. Bun. Uitați. Asta e Fire Duration 1. Bun. Deci artificia este foarte frumoasă, deci mie îmi place. Din punctul meu de vedere, îmi place. Fire Duration 1. Bun. Acum să facem 2. Să vedeți că 2-ul o să zboară mai sus un pic. Punem 2 din astea, da? Și aici punem 2 bucăți. Bun. Și punem 2 bucăți de paper. Bun. Să facem 2 artificii, da? Am vrut eu să fac ceva artificii, da? Nu se poate. Și uitați asta, cât e sus bară, un pic mai sus. Bun. Un pic mai sus. Ah, contează și ăla. E un gest frumos să zboare un pic mai sus. Scoatem și pe astea. Bun. Și dăm aici. Gunpowder, dăm așa. Și dăm... așa, 61, așa, 61. Și pun aici 60, pun una. Pun 58. Mai pun 4 aici, mai pun așa. Și mai pun încă așa. Bun. Dar numai 61. Scoatem. Pune așa. Fie am să iasă ea. Punem 61 de iasă. Bun, să scoatem asta și punem așa gunpowder-ul. Bun, asta o să zboare mai sus. Foarte sus, uitați. Fuuu, awesome. Bun. Aici o să punem așa. Bun. Și acum mergem să ne mai luăm gunpowder. Am dat bine. Bun, să vă arăt acum ceva mai ușor. Puneți gunpowder-ul, puneți gunpowder-ul și puneți o culoare și atunci e small ball. Deci small ball, adică una mai micuță, dar aia nu o fac pentru că e ușor de făcut și numai puneți așa și după aia faceți tot ce am făcut până acum. Bun, să punem glowstone. Bun, așa. Și punem și diamond, să fie mai frumos și punem o culoare, punem culoarea asta. Bun. Și punem așa, punem așa, punem așa, pentru că mie îmi plac astea cu... astea mai mari, de exemplu. Bun. Și punem așa. Am făcut 64 de bucăți. Bun, hai să vedem cum au ieșit astea. Wow, wow. Ce fain se aude. Bun. Am făcut niște artificii mai frumoase acum. Haideți să facem mai frumoase. Bun. Ne mai trebuie gunpowder. Deci gunpowder vă trebuie foarte mult. Deci foarte, foarte mult.
dacă vreți să faceți artificii frumoase, dacă nu vreți să faceți artificii frumoase, nu vă trebuie așa mult. Puneți gunpowder așa, puneți o culoare așa, puneți formă. Vă dau formă de stea. Bun, deci formă de stea frumoasă, bun. Să vedem ce va ieși. Și așa, paper. Bun, să vedem. Wow, frumos. Eu voi face doar cu o culoare, pentru că nu mai chef să mă duc să iau alte culori. Și bun. Și acum să vă arătăm cu pana asta. E tot un fel de... artificii mai frumoasă, no, să zicem așa. Punem culoarea și punem... ce mai punem? Ăsta, uitam de el. Bun, și punem gunpowder, punem așa gunpowder, punem așa gunpowder și punem o foiță de paper și ok, și ok, și pac, 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 pac. Și astea din astea așa mai ifty-bifty, vedeți? Și formă de zbar într-o parte. Nu e formă de pană, ce zbar într-o parte. Un fel de pană la început, dar după aia se... Bun. Și acum să vă arătăm ceva. Deci am făcut large, small, striper și bruised. Bun. Mai avem un fel de artificie. Asta e ceva combinat, să spun așa. Combinat. Deci, combinat. Haideți să vă arătăm combinat. Unde e ăla, unde e ăla, unde e ăla, unde e ăla, unde e ăla. Bun, 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 bun. Deci mai trebuie nimic. Bun. Zicem, punem așa. O să mai trebuiască gunpowder, dar pe acum mine și mai luăm. Deci gunpowder, vă trebuie foarte, foarte mult gunpowder. Deci s-o omorâți mulți zomba lui. Bun, deci cam atât avem. Bun, 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 bun. Mai trebuie încă un gunpowder, doamne iartă-mă. Așa. Bun. Punem așa. Punem. Asta e un efect mai frumos. Punem așa. Deci punem culoarea, punem ăsta, punem ăsta și dacă pot. Pot și ăsta. Deci asta e frumoasă. Asta o să fie foarte frumoasă. Punem paper și punem gunpowder și încă unul și încă unul. Și da, așa și bun. Deci asta este artificie foarte frumoasă. Și după aia... Vedeți? Bun. Cum luăm artificiile? Așa, le punem în loc. Bun. Acum să vă arăt cum faceți un tun de artificii. Este foarte ușor. Duceți-vă aici și vă luați un dispenser, vă luați o manetă și redstone. Torțe de redstone. Bun, și redstone normal. Bun. Vom pune ăsta aici așa. Vom face unul. Bun, și punem așa. Și aici punem așa asta. Bun. Acum vă trebuie orice, un cub de, nu știu, orice, nu contează. Eu voi pune din asta. Bun. Voi pune, să mă pic așa. Pac, 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 pac. Cam pe aici așa. Ba nu, ajunge. Pac și pac și urcăm așa cu el. Pac și pac. Bun. Acum aici vom pune o manetă. Pac, aprindem. Vom pune astea. Așa, bun. Lăsați, nu vă sperați că zis. Uitați. Vedeți? Așa trebuie să facă. Bun. Așa, bun. Cred că o să fac împreună, că mă cam deranjează așa să vin din partea de partea. Și cam atâta se face un tun. În atâta se face un tun. Bun. Și acum să luăm artificiile, să ne facem de râs. Să le luăm. Să facem un revelion a la Sebi. Revelionul Sebi. Dăm time set 1500. Bun. S-a făcut seara. Aici puteți spune cam atâtea câte pătrățele aveți aici. Puteți spune artificii sau altceva sau cu ce vreți aruncați. Bun. Pac. 3 2 1. Holy shit, motherfucker. Ce frumos. Spectacol. Un spectacol cu artificii. Wow, aia zbura lângă mine. Wow, ce fain.
Frumos, frumos. Nu-i așa? Frumos. Holy shit, ce fain. Wow, ce fain spara alea. Vedeți? Oh, mai spar încă. Mamă, ce frumos. Oh. Ce faine sunt alea. Frumos. Mamă, dacă te-am făcut. Foarte multe artificii am făcut, deci se vede că am făcut multe artificii. Și un final frumos. Da, frumos. Mă duc să opresc ăsta. Asta nu cred că mai trebuie. Bun. Și cam atâta. Cam atâta, frate, așa puțin, nici nu ne-am bucurat. Așa. Nici să ne bucurăm sau ceva. Și, scuzați că m-am speriat, dacă m-am speriat. Și cam atât a fost videoclipul de astăzi. Eu sunt Sebi cu față de Trollface și ne vedem data viitoare. Să nu uitați, dacă vreți să mai fac un tutorial despre Minecraft sau despre Counter, să lăsați în jos să ziceți da sau nu. Bun. Să nu uitați să vă abonați, să dați un share pe Facebook, să râdă și prietenii voștri, și tot neamul, și tot ce vreți voi, și domnul Trollface poate să râdă toată ziua dacă vreți. La videoclipul meu vedeți că râde, deci e bucuros când se uită la videoclipurile mele Trollface. Și să nu uitați să dați un like la fiecare videoclip de-a meu dacă vreți, dacă nu, nu vă oblig. Nu vă oblig. Bun, cam atât a fost tutorialul de astăzi, eu sunt Sebi și cred că o să ne vedem și data viitoare dacă nu o să mor. La revedere!